Pensionarii reghineni au știut că în data de 1 octombrie vor avea parte de o atenție specială din partea administrației locale. N-au fost dezamăgiți, dimpotrivă, evenimentul a avut toate ingredientele unei sărbători de succes, pornind de la modalitatea în care au fost întâmpinați sutele de participanți până la bunătățile servite și programul artistic organizat. Este o atenție pe care o merită și ar merita mult mai mult, din păcate pârghile sunt destul de reduse, să facem tot ce li s-ar conveni lor, pentru că dacă noi astăzi avem ceea ce există în România, este datorită acestor oameni care au muncit înainte de a fi pensionari oriunde au putut și au contribuit la dezvoltarea economiei. Problema este că nu își pot oferi o viață liniștită, să umble în excursii cum umblă seniorii din alte țări, ei doar își chivernisesc pensia, să-și cumpere medicamente și să-și plătească întreținerea, că trebuie să spun că sunt cei care își plătesc în timp util toate obligațiile. Eu vreau să fie mereu alături de noi, să fie participați la aceste evenimente și nu numai, să fie și sfetnicii care stau în umbra noastră, care ne învață să facem lucruri bune și care ne ceartă când greșim, ducându-ne pe un drum pe care și ei și-l doresc pentru Reghin. În fiecare an se bucură de un asemenea eveniment pentru că este o dovadă de respect și de considerație pentru cei care au muncit o viață întreagă pentru semenilor, pentru ei și pentru copiilor. Este vorba și de cei care se implică. În principal, de data asta, Primăria Reghin și anul trecut, Consiliul Local au fost cei care s-au mobilizat și au acordat și sprijin material pentru ca asemenea manifestare să aibă loc și să fie și de calitate. Manifestarea a început cu luări de cuvânt prin care oficialii i-au felicitat pe sărbătoriți. Între vorbitori a fost și deputatul Vasile Griga, care a transmis un mesaj chiar din Parlamentul României. Este un moment în care trebuie să ne amintim cu toții de unde am plecat. Să ne îndreptăm gândurile spre cei care ne-au dat viață și care s-au sacrificat cu necondiționat pentru noi. Părinții, bunicii noștri, sunt amforele de care avem nevoie în fiecare zi. Sunt cei care ne-au format, care ne-au învățat primii pași, care ne-au ghidat mereu pentru un zâmbet sau o vorbă bună. Aproape 30 de cupluri care aniversează nunta de aur au fost evidențiate. Perechile au primit o diplomă, un buchet de flori și un tort. Pentru noi înseamnă o mare bucurie și o fericire că am ajuns anul acesta de 50 de ani de căsătorie și ne bucurăm foarte mult de copii, că sunt bucuroși și ei, la fel ca și noi, că am ajuns anii aceștia frumoși. Și dorim la toată lumea și la tot tineretul să ajungă anii noștri. A fost greu, a fost ușor, dar au trecut. Peste 900 de reghineni au ținut să fie prezenți la manifestare după ce știau încă de anul trecut că va fi o sărbătoare cu fast, la care nu le va lipsi nimic. Să fie sănătoasă toată lumea care e aici și cine dă masa asta să fie sănătos, să fie sănătoși. Și... Ați mai fost în anii trecuți la sărbătoare? Aici n-am mai fost. Frumos, foarte bine. Nu se poate spune. De toate vârstele sunt. Și mai în vârstă și mai bolnavi. E un lucru mare ce-i organizat. Îmi place. Ce vă place la o asemenea manifestare? Lume multă, spațiu mare, tot ce dorește un om pensionar. Credeți că mai sunt respectați oamenii în vârstă în zilele noastre? Cam puțin. Poate ar trebui mai mult din partea tineretului în special, nu? Această manifestare este o dovadă de respect, de apreciere? Da, absolut, din partea organizatorilor, minunată. Pe lângă bucatele alese oferite de gazde, sărbătoriții au avut parte și de un spectacol artistic pentru toate gusturile, iar organizatorii au anunțat că au și invitat surpriză care vor întreține atmosfera.